Boemi, comedie muzicală de Ovidiu Dumitru, după piesa Lulu Popescu, de Ion Minulescu. Muzică originală de Alexandru Avramovici. În distribuție, Emilia Popescu, Ștefan Bănică Junior, Mihai Mălai Mare, Alexandru Bindea, Mihai Răducu, George Ivașcu. Regia artistică Ion Vova. Iar răboasul, nărăboasul, să-l faci fericit pe nașul pe 1927. Mademoiselle, dar ta cum revelion? Vezi se treaba dumitale, n-am conversație cu dumneata, domnule. Păi și toate un cadou, un răboas de anul nou. La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani! Mulțumesc, mersi, mersi de urare, copii. Uite, luați aici și la anul vă dau mai mult. La mulți ani! Nu știu, dar aveam și eu câțiva bănuți. Stați, nu plecați, copilași, nu plecați. Îmi permiteți? Vă rog. Onorez eu urarea până găsiți dumneavoastră bănuți. La mulți ani! Nu, copilașe, pentru... La mulți ani, tati! Vă mulțumesc. Vă rog să nu plecați, domnișoare. Ce parfum minunat aveți. Gherlan, domnule, gherlan. Gherlan? Da. Voilà pourquoi j'aime rosin. Rosin? Dacă vreți dumneavoastră, rosin. Gherlan a botezat parfumul extras din cupele de crin, cu numele necunoscute, boeme sau aristocrate, în ale cărei bucle blonde, decolorate sau pudrate, a cunoscut întâia oameni. Asta e tot. Nu vă speriați, domnișoară. Sunt un poet. Boi. În primul rând că nu m-am speriat. Și apoi poezia, boemia, mă rog, sunt problemele dumitale. Asta e viața mea, domnișoară. Sunt un poet, poem, venit din lumi astrale, cu albe catedrale. Sunt un poet, poem, un visător boem, și în ochii unei stele ard visurile mele. Un visător boem, vestale blonde apar din infinit și-n toarnă cidru în cupe de argint. Vestale brune m-așteaptă uneori și mi-aprind focul iubitelor comori. Sunt un poet, poem, și-n ochii unor fete văd tristele sonete. Sunt un poet, poem, un visător, poem, bolnav de poezie, în noaptea cea târzie. Un visător, poem. Nu, e târziu, trebuie să plec. Nu, mai stai, mai stai, te rog. Sunt atât de singur și de părăsit. A plecat și ea și cât ne-am iubit. De ce vrei să faci și dumneata ce faci orice fac? Ce anume?
toate pleacă. Nu-i nimic, dumneata ești poet. Ești un poet boem. Dacă rămâne fata reală, dispare fata din vis, așa că mai bine rămâi cu iubita dumneitale din poezie. La mulți ani! Sunt un poet boem, venit din lumi astrale, cu albe catedrale. Sunt un poet boem, un visător boem, bolnav de poezie, în noaptea cea târzie. Un visător boem. Ah, s-a făcut târziu și eu hoinăresc încă pe străzi. Și o să mă trezesc cu toți prietenii acasă și n-am cumpărat nimic. Nene Margules, unde ești? Aici, clientul nostru, stăpânul nostru. Bună seara! Bună seara! Cu ce vă putem servi? Trei prieteni astă seară să petrecem, vor veni. Da? Să încercăm să vă alegem fel de fel de bunătăți. Să puteți să fiți o gazdă fără mari dificultăți. Mulțumesc! Aș dori... Ce? O friptură de curcan, da, sigur. Niște icre, cred, da. O lămâie, ah, și un parizer parzian. Un bil proaspăt? Fără grijă! O jumate! Imediat! Ea și măsline! Sunt Anteia! 400! S-a marcat! Cum e chifla pentru sandwich? A, caldă, scoasă din cuptor! 20! Că se consumă într-un ritm necruțător! De băut? Numai o sticlă de șampanie! Doar atât? Și Bordeaux, vreo 6 gale! Excelent! Vin excelent! La legația nemțească noi le ducem permanent. Permanent? Nu mai spune. Pe onoare și-au făcut abonament. Abonament la Bordeaux? Absolut. Nemții la franțuză. Aia e altceva. Aia e una și licoare e licoare. Auzi, la urma urmelor ce o să fie dacă o să o luăm astă seară luleaua neamț? Pe ce să fie? Să fii sănătoși, asta e. Auzi, dar cu contul cum mai stă? E, lasă, domnul Adrian, contul e contul. El e acolo, în registru. Mai schimba tale o poezie, mai scade contul. Ăsta nu-i cont de o poezie, nene. Ăsta e cont de un volum. Dar ce zic eu, de o bibliotecă? Ei, lasă, domn Adrian. Astă seară e revelion. Astă seară nu ne gândim decât la bucurie și la petrecere, a? Nene Margulis, să te văd proprietar de bodegă în piața teatrului, păi, nene. Clientul nostru, stăpânul nostru. Să fie cu noroc. Pa, păpușă. La mulți ani! Doamne, în sfârșit, din nou. Iată-mă în această mansardă plină de amintiri. Ah, mansarda lui Adrian. Iată-mă din nou în mijlocul poeziei. Ce pom frumos! Strofe vechi, o mandolină, un sezan și doi Gauguin, patru măști de bronz, Beethoven, Berlioz, Wagner, Chopin, o sofă arabă, două vechi icoane bizantine, un potir de argint, mai multe vase vechi de Saxa, pline cu mimoze, ah, tamburine spaniole, lampioane japoneze, trei foteluri cu inscripții musulmane, flori de mal legată în piele de Cordova. Charles Baudelaire și alături Vierge de Lila Dam. Toate sunt ca la plecarea mea. Dantelă și cristal. Ah, Margulis ăsta cum ne-a pus. Uite. Lulu?
ce cu tine, iconiță vagabondă? Dacă nu te-am mai văzut de un veac. No. Ia spune pe unde ai fost. Îți pare bine că mă vezi? Mizerabil, mă mai întrebi. Atunci pot rămâne la tine în seara asta? Numai asta seară, dacă vrei și mâine și poi mâine și toată săptămâna. A, credeam că e să zici și toată viața. A fost o vreme când îți propusesem și prostia asta. Ți-aduce aminte? Ei, bravo, parcă lucrurile astea se uită așa curând. Eu ți-am spus atunci că nu era nicio afacere. Voi, poeții, nu trebuie să iubiți decât bunul altuia. Da, noroc că de data asta suntem perfect de acord. Atunci pot să-mi desfac bagajele. Cum? Care bagaj? Ce, ai venit cu bagajele? Dar ce vrei, să umblu goală? Da, n-am zis asta. Dar ce bagaj ăsta? Dar bine că ne-ai adus și mobila. E o nimică toată, niște geamantane și câteva cutii cu pălării. Nu vezi ce frig e afară, ca la ecuator? Ca la poli, mămicule, nu ca la ecuator. Ei, bine, fie cum zici tu. Oh, poeții ăștia sunt extraordinar de pretențioși. Dacă nu le vorbești ca în versurile lor, nu ești inteligentă. Poftim. Da, câte pălării ai dragă în cutia asta, de așa de grea? 5, dar e cu oramente, mere, pere, nuci. Nuci? Da, cum adică numai 5? Dar cum se poate? A, nu, am eu mai multe, dar pe alelalte le-am lăsat la țară. La țară? Dar ce-ai cătat tu la țară, mă? Ei, cum ce-am cătat la țară? Dar până acum unde am stat? Nu știi că am fost la țară? Nu, n-am știut nimic. E pentru prima dată când te aud vorbind de țară. Vă să zic că nu știți nimic. Așa sunteți voi ăștia, poeții moderni. Nu vă interesați nici unde v-a dispărut muza. Eu te credeam în oraș. E cum în oraș? De cât timp nu m-ai mai văzut? De când? Stai să spun. De la Sfântul Nicolae. Nu e adevărat? Ei, asta e, nu știu eu. Era un sfânt, domnule. Era o zi de sărbătoare. Era o zi de sărbătoare, dar nu era Sfântul Nicolae. Era Sfântul Dumitru. Era Sfântul Dumitru, ai dreptate. Da. Bine, dar tot un sfânt. Prin urmare, acum 2 luni și mai bine. Și mai bine, exact. Și în tot timpul ăsta, nu te-ai întrebat niciodată ce fac? N-ai simțit niciodată nevoia să mă vezi? Nu ți-a fost niciodată dor să mă săruți? Dacă te credeam la București, te puteam săruta oricând. Ba, nu puteai, fiindcă eram la țară. Bine, dragă, bine, nu puteam, că erai la țară, fie. Dar ce ai căutat la țară? Ah, nu m-a mai întrebat când vine să nebunesc. Păi de ce te-ai dus atunci, soră? Fiindcă trebuia să mă duc, nu știi că m-am măritat? Ce? Adică te-ai măritat? Nu se pare posibil. Le vezi, așa e că nu-ți vine să crezi nici mie. Lulu, uite-te în ochii mei. Mă uit. Lulu, tu glumești, nu? Deloc, când îți spun odată, m-am măritat și am stat cu bărbatul meu până la ajunul Crăciunului. Cum, soră, te-ai măritat cu adevărat? Da. Adică vreau să zic, nu mai este așa un colaj, un... No, măritată, după toate regulile, la ofițerul stării civile. Uh-huh. Almintea, ce crezi că eram eu proastă să mă înfund la țară? În cazul acesta, doamnă... Auzi, dar cum te cheamă pe tine acum? Popescu. Aoleu. Doamne Popescu, dați-mi voie să vă prezint omagile mele. Cam târziu, nu-i vorba, dar... Ia ascultă, lor. Și tot când tu mie cai vers pe pereți, păi dacă ești măritată, ce cauți tu la mine? Nu cumva vrei să mă dai afară? Nu, schimba vorba. Dacă ești măritată, spune-mi ce cauți cu bagajele la mine. Vreau să divorțez. Felicitele mele, doamnă Popescu, madame Popescu, de data asta mi se pare că te felicit la timp. Stai să vezi. Ce să văd, soră, ce să mai văd? O fată ca tine, tânără, frumoasă, deșteaptă, trăită într-un mediu artistic. În fine, o fată cu calitățile tale, nu putea să fie nevasta unui mitocan. Pardon, nu e mitocan deloc. Se vede că nu-l cunoști. Este dintr-o familie foarte bună. Familia adevăraților Popești. Vai. Popescu cu 2 P. Cu 2? P. Da, știu, soro. Popescule. Era într-o seară, ploua monoton. Treceam zdribulită, ascunsă în palton. Oglinda de apă sclipea înduios și mintea-mi stârnise un gând tenebros. În clipa aceea, 2 ochi m-au privit și instantaneu eu m-am cam săvăcit. Am stat față-n față, de sus ne-a plouat și în ultima clipă s-a recomandat. Mă cheamă Popescu, sunt singur și aș vrea să-mi leg viitorul de persoana ta. Nu știu ce-i iubirea și visul ce e, eu sunt doar Popescu, dar scrie
Era un Popescu, dar scris cu 2 P. Auzi, lasă scrisul, omul cum e. E prost crescut. Din contră. Violent. Blând. Vii bătrân. 32 de ani. Sărac. Milionar. Atunci, dragă Lulu, dă-mi voie să-ți spun că domnul Popescu e chiar tot mai bun decât unul rece, brutal și meschin, să-ți facă o viață de groază și chin, decât unul care bătrân dar avut la trupul tău tânăr să stea surdomut, decât nici iubirea să nu știi ce e. Mai bine Popescu, mă rog, cu 2 P. Îl cheamă Popescu, e singur și ar vrea să-ți legi viitorul de persoana sa. Nu știe ce iubirea și visul ce e. E doar un Popescu, dar scris cu 2 P. E doar un Popescu, dar scris cu 2 P. Bine, dragă, dacă n-are niciun viciu, de ce divorțezi? Ah, aceeași întrebare! De ce, dracu, voi bărbații nu sunteți niciodată destul de inteligenți să pricepeți de ce divorțează o femeie? Păi dacă nu suntem femei? Îl las pentru că... trebuie să-l las, prea pentru e... că? Prea e crampon! Crampon? Da, crampon! Mă plictisește cu dragostea lui! Crampon? Popescu? Ha, Popescu? Popescu crampon! Îl cheamă Popescu, e singur și ar vrea să-ți legi viitorul de persoana sa. El știe iubirea și visul ce e. Și doar un Popescu, dar scris cu 2 P. Și doar un Popescu, dar scris cu 2 P. Aaa, uite-o pe Lulu! Bună seara, Lulu! Anunțeamnă, micule! În cinstea ta, cea mai frumoasă din toate fetele ce mint, am ars miresme otrăvitoare între pieduri de argint. Urnescule, și tu i-ai ars miresme otrăvitoare? Dacă nu mă costă nimic, ar dintre ale tale. Ia uite, domnule, pentru cine scriu eu versuri geniale? Hai, lasă, dragă, că dacă nu te lansam eu cu toată genialitatea ta, puteai aștepta mult și bine. Lasă, că tot eu i-am provocat inspirația. Dar cu ce ocazie, Urnescule? Ce ocazie, Urnescule? Cum cu ce ocazie? Nu cumva vrei să rămâi singură cu Adrian? Cu ocazia revelionului. Apropo, am uitat să spun că facem revelionul împreună. Vine și Papino cu zădărnicianul. O, ce bine îmi pare, o să petrecem de minune. Și ca de obicei o să te sărbătorim tot pe tine. Cum nu? Cu capuținere? Cu icre negre, curcan fript, ciuncă de praga, șampanie, tete. Aute, privește ingrato. O să te sardanapalizăm, nu altceva. O să-ți arătăm că la urma urmelor putem și noi, boemii, să te îndopăm cu bunătăți, nu? E? Ca pe moșia lui bărbat. Ce-ai zis? Bărbatul? Care bărbat? Așa e că nici tu n-ai știut nimic? Păi... bărbatul sunt, dragă, Popescu, și încă Popescu cu 2 P. 32 de ani, milionar, familie nobilă, maniere elegante, tăgâși, care o iubește, domnule, o iubește până la cramponament. Ouăleu, ce-or să zică nebunii când ori afla? Auzi că tocmai vin. Lulu, dragă, cum se poate să ne faci de râs mai mare rușinea? Ascunde-te aici după ușă. Aho, copii și frate, puțin și luminați lângă voi, vă alăturați și cuvântul neascultat. Gata, restul la miezul nopții. Da, atunci vom vedea ce a făcut bădița Traian când s-a sculat. Dar cine-i după ușă? Lume nouă, lume nouă. Ba bine că nu se putea revelion fără Lulu. Bună seara, băieți, ce mai face? Păi uite. Ce înseamnă obrăznicia asta? Ce sunteți dumneavoastră, vagabon sau gentilon? La dracu, suntem conte. Sunt Don Juan Mateo, Guterii de Castro, Duce de Almondavar, de Rio, Cavaler de Alcantara, Calatrava, Titoniacop de Compostela, Real de Spani. O, ce frumoși sunt cavalerii, ei au și spade și armuri, au inspirat romancierii cu minunate aventuri. O, ce frumoși sunt cavalerii și în orice clipă bătăioși, căci fiecare e un grande, ambițios, curajos, grațios, amoros. Niciunul nu e mai prejos, fie călare sau pe jos. Iar senioritele sunt toate un fel de Carmen, numai foc, îndrăgostite peste poate de cavalerii cu noroc. Ce iubiri și ce
pasiune se interpune între ei, căci fiecare e un grande ambițios, curajos, grațios, amoros, niciunul nu e mai prejos. Fie călare sau pe jos. O Carmencita, o Carmencita, ochi de foc ca soare. Viva Lesfaga, viva Sevilla, viva Carmencitele. Ole! Să trecem la Monsieur Bizet. Am o rupiun copil pripeac și niciodată n-ai să-l potoclești. Ori sunt dragă, ori mic drag, cu unul doar n-o să greșești. Dar eu cu doi mi-e greu, vă jur, să mă decid la unul nu prea știu. De Espanil eu nu mă-ndur, pe două se să las e prea târziu. O Carmencita, o Carmencita, cu ochi de foc ca soarele. Viva Lesfaria, e viva Sevilla, și viva Carmencitele. Cum a dorit Monsieur Bizet, toreadorul e mai frumos, dar Don Jose e mai afectuos. Și Escamillo te va iubi, o altă Carmen va găsi. Cu Don Jose n-ai supărări, că nu prea merge el în deplasări. Escamillo o fi, n-o fi, are corină și nu-l pot opri. O Carmencita, o Carmencita, cu ochi de foc ca soarele. Viva Lesfaga, e viva Sevilla, și viva Carmencitele. Ole! Cum a dorit Monsieur Bizet, pot păstra o viață cu al dragostei fior. Cu Escamillo șansa mea e văduvă de toreador. Amorul iub, copil vioi, dar nu știu ce-aș putea să-i mai pretind. De-atâția ani fug după doi și pe niciunul nu ajung să-l prind. O Carmencita, o Carmencita, cu ochi de foc ca soarele. Viva Lesfaga, e viva Sevilla, ole! Și viva Carmencitele. Ole, 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 cum ne-am lăsat de șevize. Ole! Senor Cavaleros, dă-mi voi atunci să-ți prezint pe doamna Lulu Mercedes Estrela Pachita de matrimoniată ai Popescu. Popescu este numele bărbatului acestei nobile doamne. Ce? E, da, ce vă mirați! M-am măritat și eu cu un Popescu oarecare. Ce dacă îl chema Aldobrandini sau Francavilla era să vă placă? E, Luca, asta e curată lovitură de teatru. Lulu, măritată, nobile doamne, lăsați-mă să vă sărut mâna. Da, vă rog, vă rog. Poftim, e rândul dumitale acum. Mulțumesc, principiile mele mi-interzic formal orice comerț agreabil cu femeile măritate. Eu nu țin să cunosc decât femeia liberă. Vezi unde te-a dus măritișul? Femeia singură. Da, da, și pe ăsta săracul unde l-a dus filozofia. Femeia nopții și a necunoscutului, femeia fără nume, sau dacă vreți, femeia cu numele tuturor. E, mai așteptați atunci încă 2-3 luni de zile și doamna o să fie din nou liberă și fără nume. De ce? Divorțez. Divorțez. E, bravo, Lulu. Lasă-mă să-mi anticipez fericirea. Lulu! Asta e a doua surpriză. Tocmai când mă obișnuisem cu numele tău, Lulu Popescu, parcă e un ciocănit de ghionai. Ia ascultă, Lulu. Lulu, divorțez cu adevărat ori numai așa? Am zis un cuvânt, e sfânt. Chiar dacă bărbatul ți-ar constitui câteva zeci de mii zestre? Nu-mi trebuie banii nimănui. E, brava fată, vorbește ca din Biblie, sărac. Atunci eu sunt de părere să o divorțăm chiar astă seară. Da! Ideea e genială, uite, eu am și divorțat-o. Stați, că divorțul se face și el, cu o regulă. Mai întâi, cine pronunță sentința? Eu! Nu!
Nu, te rog foarte mult, dacă nu te superi, cel mai indicat sunt eu. Bine, 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 fie, divorțează tu. Ana, o clipă, dar unde este soțul? Avem nevoie de consimțământul soțului, nu? Soțul săracu. Trebuie să fii turbat căutându-mă prin tot orașul. Nu cumva vrei să-ți iei vorba înapoi? A, nu, ba deloc, nu. V-am spus că divorțez. Bine, gata, fie. Deci, mai întâi inelul, alianța. Poftim. Dă-l încoace. Ia uite că scrie și înăuntru, în gaură. Jenică Popescu. Hai, nene, Jenică, dar iartă-ne. De data asta te-ai cam șters pe bordelul. Să punem inelul în cupa aceasta. Așa. Și cupa în bufetul acesta. Aha. Pe care să-l încuiem cu cheia aceasta. Și cheia de la poarta verde. Cheia o țin eu, că doar și bufetul. Ah, și bine. Poezia sunt tot ale mele. Da. Și acum, femeie, fii liberă după uzul popoarelor din Siracuza, Citera, Lesbos și Corint. Trăiască Lulu Redivina. Trăiască femeia liberă. Să trăiască. Femeie cu suflet de boem, pătrunzi în visul nostru de-astă dată și dă-ne tot seninul de-altă dată. Femeie cu suflet de boem, femeie cu suflet de boem, ascultă doar de albe madrigale, de zâmbetul și lacrimile tale. Femeie cu suflet de boem, ai încercat o scurtă evadare și ai fugit ciudată întâmplare și te-ai întors ca și un condamnat la locul unde a greșit, acolo unde a fost ursit să săvârșească un păcat. Femeie cu suflet de boem, cu inima o cupă solitară, în care a prins șampania de-o seară. Femeie cu suflet de boem. E, de data asta te-am iertat. Altă dată să nu mai faci pasul ăsta, până când nu ne confuși și pe noi mai întâi. Hai, vino să te pup. Fie asta ultima ta prostie în viață. Vino să te salut și eu. Pupo, Ornescule, pupo și tu. Să știi că în amintirea divorțului am să-i fac portretul nud mărime naturală. Mânușița, vă rog. Femeie cu suflet de boem, cu inima o cupă solitară, în care a pus șampania de-o seară. Femeie cu suflet de boem, femeie cu suflet de boem, ascultă doar de albe madrigale, de zâmbetul și lacrimile tale. Femeie cu suflet de boem. Ah, măi filozofule, tu care știi atâtea lucruri, ai putea să-mi spui și mie cât îți trebuie să te duci pe jos de la universitate până la Mărcuța? De 100 de ori mai mult decât să-ți trebuiască ție mâine dimineață să te cobori din nou pe trotuar. Nu te întrista, Lulu, că exagerează. El face drumul ăsta de 3 ori pe zi și tot nu obosește. Voi nu o să-l faceți decât o singură dată. În schimb, voi o să rămâneți acolo. E, mare filozofie spuseși. Parcă nu știm că o să sfârșim cu toții la Mărcuța. Ce vreți? E fatal, e reversul medaliei pe care toți oamenii mari o purtăm lipită în frunte ca pe un stigmat al superiorității. Până atunci însă, boierii Bucureștiului își bat joc de perspectiva Mărcuței tale. Ba ceva mai mult! Astă seară e lucru hotărât! Mutăm Mărcuța la mansardă! Stați! Ce? Știți că nu mai avem decât 5 minute? Hai, Lulu, hai! Ia-ți catrafusele și șterg-o alături! Papino, gata, masa! Uite acum! Hai, golești de birou! Vorbesc-le voi așa! Da! Hai să ne împăcăm, filozofule! Nu acolo! Treci înainte, apă curgătoare! Ia, fiți atenți! Una, două, trei și... Anul nou cu fericire, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și bucurie, la mulți ani să trăiți!
priviți-o pe Lulu, ce minune umană! Și de la fereastra mansardei mele deschisă spre cer, n-ai să mai poți privi întunericul de pe trotuar, ci numai stelele, care și ele, ca și tine, tot niște fiice ale nopții sunt. Ei, Lulu, nobilă doamnă, frumoasa nopții, ce ai rămas pe gânduri? Zădărnicianule, ce ai făcut? Ce ai făcut? Ce spune el e foarte adevărat. O să fie peste 30, peste 40 de ani. Hei, până atunci ne curățim cu toții. Ornescule. Ce mare lucru să știi muri la timp. Mizerabile, Ornescule, Ornescule, ce ai făcut din cea mai perfectă creație a lui Dumnezeu pe pământ? Uite că a început să filozofeze și ea, norocita. A, ia mai bine, destupă sticlele că vine! Uite acum, așa. Și tânăr ca noi. Uite, vezi? Aici iar greșești, boemule. Să știi de la mine că și el care se duce și el care vine sunt la fel, absolut la fel. Numai poeții își închipuie pe ce... lasă poeții că poeții aranjează masa. Hai să punem. Ei bine, da. Numai poeții își închipuie pe decembrie cu barba albă și pe ianuarie cu biberonul la gură. Ce tot spui acolo? Ia pune aici și mie. Nu, tu ce vrei? Aripă sau pierd? Aripă! Nu-i dați aripă că iar vă zboară. Ia atunci o bucată de pierd. Așezați-vă, așezați-vă. Mulțumesc! Puțină liniște, se poate? Gata. Băieții mei, boemii mei, ridic paharul ăsta pentru anul care se duce. Să fie de sufletul anului mort. Dumnezeu să-l ierte. Să-i fie țărâna ușoară. Și amintirea veșnică. Iar viața lui închinată binelui obștesc, pildă generațiilor viitoare. Și acum, ia. Ăsta pentru anul care vine. Dar cupe de șampanie n-avem, dar din pahare de vin nu poate bea Maria voastră. Dacă știam, vă aduceam eu de la țară. Dacă știi ce bufet avea la conaș. Și cred că iar încep să ne plintisești cu averea lui domnul Jenica Popopopescu. Ia, lăsați prostile că n-avem timp. Strângeți-vă cu toți în jurul mesei. Aici, în jurul mesei este. Lulu, vină lângă mine. Ba, să avem iertare, Lulu, trebuie să o sea lângă mine astă seara, că eu îi fac portret. Nu se poate, Lulu, hai la mine, Lulu. Stați că am găsit eu altă soluție. Lulu, ia urcă-te tu pe masă. Așa. Stai să-mi lepă centura. Lasă că o lepez în anul viitor. M-ați omorât. Stați, cine bate miezul nopții din clopotul de aramă? Filozoful. E sigur, el e clopotul vieții, nu? Gata, stingeți lumina. Să mă despart de voi. Cum era să lipsesc de la această nemaipomenită seară de anul nou. Lulu, tu ai fost cel mai frumos dar al acestei nopți. Mersi. Lulu, Lulu și boema noastră. Pentru ele amândouă, cântecul nostru! Haideți! Viva poema! Boemii! Viva!
să fim aceiași mereu. Viva poema, poemii, viva! Și focul sacru să ardă și el, aprins de un nou Prometeu. Hey! Viva poema, poemii, viva! Noi trubadur visător. Viva poema, poemii, viva! Avem să fie doar bucurie, aleasă în mine splendor. Păi cât poate să trăiască un an? Un an, nu? Un an! Trăiască tinerețea! Trăiască lumea! Trăiască femeia liberă! Viva poema! Poemii! Viva! Noi trubaduri visător! Viva poema! Poemii! Viva! Avem să fie doar bucurie, aleasă în mine splendor! Să vedem cu cât am îmbătrânit. O aprind eu că sunt cu degetul pe buton de anul trecut. Ia uitați cine e aici. Domnul? Ce? Domnul? Dar cine e domnul? Domnul este anul nou? Nu, 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 nu. Nu trebuie să vă speriați, nici să vă deranjați. Nu, eu nu sunt anul nou. Sunt mai repede anul vechi. Iertați-mă dacă am sosit de andoase. Adică tocmai când era mai nimerit să plec decât să vin. Necunoscutule, știi că îmi place cum vorbești? Nu cumva ai urmat cursurile la filozofie? N-am urmat decât cursul tramvaiului care m-a adus aici. Nu vă spun, ați venit expres sau ați greșit adresa? Eu nu greșesc niciodată și nici nu cred că mă înșel. Mă găsesc în casa domnului Adrian, nu? Domnul poet Adrian. Ajută-mă să mă dau jos de pe masă. Te ajut eu, Lulu. Da, ia mâna. Asta e curată neobrăzare. Cum îți permiți să mă urmărești într-o casă străină? Nu ți-am spus că între noi totul s-a sfârșit? De ce? Vă rog să vă uitați la el. Dumnealui este... Cine? Domnul cu care am făcut prostia să mă mărit. Asta e. Lulu, uite ce se întâmplă. Nu-i frumos ce faci? Fiți rezonabilă, doamnă Popescu. Femeia datorează bărbatului respect, mai ales într-o casă străină. Femeia... Lăsați-mă în pace că știu eu ce fac. Ce? Așa gros de obraz ești? Nu înțelegi că n-ai ce căuta aici? Dar eu sunt în casa domnului Adrian, să-mi spună gazda să plec și plec. Nu plânge, domnule, nu se poate așa ceva. Ce? Dar fiți binevenit în casa mea, scumpule domnule Popescu. Lulu! Adică, doamna, soția dumneavoastră ne-a vorbit în termeni foarte elogioși, nu vreți? Da, regretăm chiar că nu vă putem avea printre noi în seara asta. Da, tocmai simțeam că ne lipsește ceva, știți? Acel spiritus recto. Eu eram să vin chiar mâine să fac cunoștință cu dumneavoastră. Eu promisesem lui Lulu, adică, mă rog, știți, doamne Popescu, să vă fac portretele în mărime naturală. Ia închipuiți-vă pe Lulu nud. Adică vreau să zic îmbrăcat așa într-o rochie mai vaporoasă, știți, ceva așa, o viziune de poet. Iar pe dumneavoastră în picioare, într-o atitudine maestoasă așa. Tot nud? Nu, nu, mă rog, îmbrăcat așa, a la școala spaniolă, la gât, așa, în mijlocul unui lan de grâu, privind abundența țării și fericirea familiei. Îmi dați voie? Pictorul Papino, laureat al școalei de bele arte, medale de argint la expoziția de la Veneția și benemerente clasa 1. Bravo! 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 Hai lăsați copii! Mă iertați, dar cu cuvintele dumneavoastră v-a să zic că prezența mea nu vă incomodează. Nu! Cum v-ați putut închipui așa ceva? Bărbatul prietenei noastre, surorii noastre. Mai mici! Dați-mi voie să mă prezint. Ornescu! Prim redactor la Voința Poporului. Bravo! Ia da, ție corect. Ia ne cunoaște pe Blana Dojenică, se poate? Cum îmi cunoașteți, Blana, numele de botez? Păi, dacă aveam de gând să vă fac portretul chiar mâine, nu v-am zis? Lasă-l, vă rog, aici, lasă-l. Bine. Zădărnician, student în filozofie, anul al treilea, cred că... Nu o să ne refuzați plăcerea de a goli cu noi un păhărel de șampanie. Boemii au așa de rar ocazia să petreacă cu adevărați și oameni de lume. Bravo! Bravo! Paharele noastre nu sunt la înălțimea cuperilor dumneavoastră de la conac. Mulțumesc cu plăcere. Vă spun drept că la atâta bunăvoință nu așteptam... Sfârșit odată! Gata, am început să mă plictisesc.
Dacă nu pleacă domnul, să știți că plec eu. Lulu, dragă, dar... Ce Lulu, domnule? Ce Lulu, domnule? Pentru dumneata nu sunt nicio Lulu, ai înțeles? Cu ce ți-am greșit de te porți așa cu mine, Lulu? E, nu că asta îmi place. Nu, omul ăsta trebuie să fie inconștient. Fiindcă te iubesc ca un inconștient. Păi, doamne, de acolo, dumneata nici nu știi ce e a iubire. Eu, Lulu... Fugi, 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 iubirea nu e așa cum crezi dumneata. Dar cum poate fi iubirea? Cum? Un drum, o dorință, un vis, o credință, un cer sau un soare, un gând sau o floare, o vorbă tăcere, un zâmbet durere. Acum înțelegi dumneata, iubirea e tot, nu-i așa? Căci nu înțeleg ce dorești. Iubirea e atunci când iubești. Doi ochi, o chemare, un cântec, o mare, un zbor, o culoare, un dron, o licoare, scrisori, amețeală, un foc, o sfârșeală, răceri, aspirine, un vine, nu vine. Acum înțelegi, draga mea, iubirea e tot, nu-i așa? Să-ți spun, eu acum te iubesc. Aș fi vrut ca să mă mai gândesc, ca să zic nu, 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 e prea dur, ca să spun da, 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 nu mă îndur. Eu îți zic chiar acum te iubesc. Eu nu am de ce să mă gândesc. Când ți-am spus da, 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 ai tăcut. Dacă vrei, o iau de la început. Ce iubire cu năvădăi, ba îmi plac, ba nu-mi plac ochii tăi. Între noi e ceva monoton. Orice iubire cu ghinion. Orice iubire cu năvădăi, ba îmi plac, ba nu-mi plac ochii tăi. Între noi e ceva monoton. Orice iubire cu ghinion. Ce frumos când visezi un bărbat, îl ador, îi spui da și te-a luat. Cu un cuvânt el te-a dus unde vrea și tot tu mai târziu ești cea rea. Eu nu prea știu ce să fac când iubesc. Eu știu că nu mai pot să trăiesc. Sunt tăcut, sunt nervos din orice. Sufăr rău și slăbesc. Pentru ce? Orice iubire cu năvădăi, ba îmi plac, ba nu-mi plac ochii tăi. Între noi e ceva monoton. Orice iubire cu ghinion. Orice iubire cu năvădăi, ba îmi plac, ba nu-mi plac ochii tăi. Între noi e ceva monoton. Orice iubire. Acesta a fost pupicul de adio. Lulu, v-am spus că divorțez sau nu? Lulu, poate să fie o hotărâre cam pipită, spun. Da, dar nu s-ar putea schimba oarecum lucrurile. Aia, asta e mai bună schimbare ca divorțul, nu există. Gata, s-a sfârșit. Hai, pleacă, dar pleacă repede că pe urmă plec eu. Lulu, pardon, Madame Popescu, fii atentă, am o idee genială. O simplă tranzacție. Fiți atenți, băieți, dacă domnul Popescu consimte, suntem salvați. Ce? Degeaba, domnule, nu admit nicio tranzacție. Stai să vezi. Fii atentă, dacă domnul Popescu ar consimți, bună oară, să clădească la moșia dumisale un atelier de pictură. Un foarte mic atelier. Dar cine vă împiedică să pictați la mine la țară? Am 18 odăi. 18 odăi? Le pun pe toate la dispoziție. 18 odăi pline de șoareci și tot felul de gângăni. Ce ar face, dragă, ne putem amenaja? Da. Sigur. Cea cu ferestrele spre nord o iau pentru atelier. Să știți că e lucru aranjat. Ce mai portrete, mărime naturală. Mea, aș vrea o cu ferestrele spre grajduri. Tocmai lucrez la un studiu asupra psihologiei animalelor domestice în contact cu omul. Hai, bine să te înșeală, foarte bine. Care dintre ele nu mai să fie bine încălzită. Domnul Popescu, lemne,
Aveți la moșie? Oho, din belșug. E, păi atunci, afacerea e ca și tranșată. Mergem la moșie! Da, mergem la moșie! Luați și o pisică pentru soare. La moșie! Hai! La moșie! La moșie, la moșie, mergem toți ce-o fi să fie. Și acolo bună oară o să fie, o să fie, o să fie, o să fie ca la țară. Nu-i nimic, așa e bine, și la țară ne convine. Fără fum, fără toxine, fără chestii super fine și relații concubine. Fără stres și limuzine, fără bar și balerine, fără sute de vitrine ce au prețuri asasine. Căci la țară e un vis, e la fel ca-n paradis. Avem mere în copac, avem roșii pe arac, avem varză în grădină și în pod avem făină. Și la țară cum mai e? Oaia face pe, gâsca face ga-ga-ga și măgarul i-ha-ha. Rața face mac-mac-mac, roasca face oac-oac-oac, vaca face mu-mu-mu, porumbelul glu-glu-glu, pit-palacu, pit-palac, pești-n lac, nu știu cum fac. O albină face bâz, 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 bâz. La moșie, la moșie, mergem toți ce-o fi să fie, că acolo bună oară o să fie, o să fie, o să fie, o să fie ca la țară. Vă spun sincer, domnilor, eu mă fac agricultor și în ore de visare iau o sapă la spinare și la toți mă vin de hac. Scriu o strofă și mai sap cu legume dimineața, fac să se inunde piața. Înțeleg ce urmărești, taci! Că nu poți să ghicești. Păi pun fir de pătrunjel, iau mai mult ca pun rondel. Două verzi de șuchete fac mai mult ca trei sonete. Iar fasolea de un an depășește un roman. Eu atunci ca filozof n-am egal nici cu un cartof. E, cartof nu spun nimic, can să fie și e mic. Eu cu nudul ce mă fac, că nu-i nici ceapă, nici spanac. Îl expui la primărie și îl dai pe datorie și aștept și dumneata să treacă tranziția. Oh, la țară e un vis, e la fel ca-n paradis. Avem mere în copac, avem roșii pe arac, avem varză în grădină și în pod avem făină. La țară cum mai e? Oaia face behe, gâsca face ga-ga-ga și măgarul i-o. Rața face mac-mac-mac, broasca face wuc-wuc-wuc, vaca face mum-mum-mum, porumbelul glu-glu-glu, pit-palac, pit-palac, pești în lac, nu știu cum fac. O albină face bâz, 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 bâz. La moșie, la moșie, mergem toți ce-o fi să fie. Și acolo bună oară o să fie, o să fie, o să fie, o să fie ca la țară. Domnilor, dacă doriți, eu vă rog ca să poftiți. Poate că o să fie bine, dar e clar că fără mine. Păi ce, asta este viață, mă scol dis de dimineață și n-apuc să cas odată, că strigă ograda toată. Țipă toate repede, oaia face behe, gâsca face ga-ga-ga și măgarul i-ha-ha, rața face mac-mac-mac, broasca face guac-guac-guac, vaca face mu-mu-mu, porumbelul glu-glu-glu, pit-palacul pit-palac, numai eu nu știu ce fac. După ce le-am liniștit, plec trei ore la prășit, pornă vin acasă iar, scopul e financiar, porcul de la Țirchilești, vaca de la Țâncătești, trei găini la Țațalina, oile din Colentina și cumnatul Pițigoi vrea butoiul înapoi, iar cumnatei Florentina i-a căzut cloșcă găina. Numai vărul Tancel Mic zice că nu vrea nimic. A venit ca să mă vadă și stă țeapăn în ogradă și se uită către mine și să plece nu-i mai bine. Iară seara, frățioare, ce să fac? Hai la culcare! N-am un teatru, n-am ceva, n-am un bar în cinema, ce să spun de cafenea? Nu mă vede nimenea!
degeaba-mi fac toaletele, le mănâncă molile. Dimineața când mă scol în ograd același col, iar aceleași strigăte. Știm! Oaia face pe gâsca face ga-ga-ga și măgarul ia-ia. Rața face mac-mac-mac, proasca face wac-wac-wac, vaca face mmm, porumbelul glu-glu-glu, pit-palacul pit-palac. Mai eu nu știu ce fac. O albină face bâz. La moșie, la moșie, merge tot ce-o fi să fie. Și acolo bună oară o să fie, o să fie, o să fie, o să fie ca la țară. Noi la țară vom veni și vom supraviețui. Chiar și Lulu va cânta și cu noi va repeta, că n-o gradă știm cum e. Rața face behehe, broasa face ga-ga-ga, vaca face hi-ha-ha, oaia face mac-mac-mac, și măgarul uac-uac-uac, gâsca face mum-mum-mum, calul face glu-glu-glu, cucul face pic-palac, peștilac face ghi-ghi-dac. Hai cu ei mai repede! Cucul face behehe, calul face ga-ga-ga, gâsca face hi-ha-ha, vaca face mac-mac-mac, și măgarul uac-uac-uac, oaia face mum-mum-mum, broasa face glu-glu-glu, rața face pic-palac, peștilac face co-co-co-da. Silențiu! La moșie, la moșie, mergem toți! Bravo, bravo! La moșie! Dragii mei prieteni, da. Dați-mi voie să vă consider de astă seară prietenii mei. Hotărâți ce vreți, ce credeți dumneavoastră că e mai bine, dar pentru numele lui Dumnezeu, hotărâți și pe Lulu să renunțe la prostia ce i-a trecut prin cap, dacă ați putea să mă înțelegeți puțin. E, dragă Jenică, nu te mai zbuci, mă, degeaba că noi te înțelegem. Am trecut și noi pe acolo. Cum adică? Exact, cum auzi? Ce crezi că noi n-am iubit-o? Uite, vezi cât suntem aici? 1, 2, 3, 4. Ei bine, câte și patru am iubit-o la fel? Toți? Exact. Și tot la fel am și suferit din cauza ei. 1, 2, 3, 4. Toți? Exact, domnule. Dar știi rezultatul care a fost? Am iertat. Auzi, cunoști celebra mea poezie închinată celei care minte? E făcută pentru ea. Mai iartă, dar ocupațiunile mele, știți, nu mi-au dat răgaz să mă pun la curent și cu literatura asta mai nouă. Da, să nu faci nimic, dragă, te pui acum. Uite și pe Lulu cum a venit lângă noi. Cum îți spuneam, ai tot timpul să o înveți pe din afară și într-o bună dimineață să-i spui și dumneata ca și mine. Eu știu că ai să mă înșel chiar mâine, dar fiindcă azi mi te dai toată, am să te iert. E vechi păcatul și nu ești prima vinovată. În cinstea ta, cea mai frumoasă din toate fetele ce mint, am ars miresme otrăvitoare între pietre de argint. În pați am presărat garoafe și maci tot flori însângerate, și cu parfum de brad pătat am dantela pernelor curate. Iar din covorul din perete ca și dintr-o glastră am înfipt 3 ramuri verzi de lămâiță și un ram uscat de... Hai, nu vă bateți joc. Și așa mai departe, Jenică, și așa mai departe. Cum? Dumneata ai făcut poezia asta, eu credeam că e de Sadoveanu. Nu e de Grigore Urechi. El a scris-o numai. A cugetat-o însă în colaborare cu noi. Ce rău îmi pare că... De ce-ți pare rău că ai venit prea târziu? Ești copil. Ascultă, dragă Jenică, pe Lulu poți o iubești oricând, prea târziu nu o să fie niciodată. Indiferent însă dacă mâine vei mai fi sau nu bărbatul ei, să-ți aduci aminte că Lulu este ceva mai puțin decât o femeie măritată și ceva mai mult decât o amantă obișnuită. Exact. Exact. Ați început să mă obosiți. Să știți că plec. Lulu. Plec și vă las cu domnul. Ia, ascultă, Lulu. Lulu, e timpul să vorbim serios. Văd că ești hotărâtă să divorțezi așa cu orice preț. Foarte bine. Dar te-ai gândit ce să faci după divorț? Vreau să fiu
liberă. Nu că e bine și ea. Allons enfants de la patrie. Liberă. Stai puțin. Lulu, tu vorbești prostii. Dar cât timp ai fost liberă? Deși nu ești eu dragă să-ți prețuiești libertatea. Dar ce ar face? Am vrut și eu să văd cum e când ești măritată. Ei, și n-a fost bine? Ce ați înnebunit? Adineori mi-ați dat dreptate mie și acum îi luați apărarea domnului? Stai, soră, nu te aprinde. Mai întâi să recapitulăm cu vorbirea asupra divorțului, nu? Darling, August Comte a spus că totul este relativ și acesta este singurul principiu absolut. Bine că spune el așa. Eu însă divorțez orice s-ar întâmpla. Și noi spunem la fel. Ce ai să faci însă după divorț? Asta e, o să vă întreb pe voi, nu? Păi... Parcă eu tot măritată am trăit. Stai, ai răbdare, uite, ai răbdare să sfârșesc mai întâi. Nimic nu este mai ușor decât să divorțezi de domnul Popescu. Nu uita însă că de astăzi seară domnul Popescu face parte din banda noastră, din boema noastră. Da, și că față de fosta lui nevastă, noi nu ne mai putem permite luxul vechii noastre prietenii. Să știi? Exact! Ce? Una era Lulu și alta e fosta madame Popescu. Vă mulțumesc! Sigur. Vă mulțumesc! Asta înseamnă că acum îl preferați pe dumnealui. Dragă, dar nu te-am văzut niciodată așa de grea de cap. Dar cine ți-a spus că îl preferăm pe Popescu? Nimeni. Atunci eu m-am tâmpit, nu mai pricep nimic. Da, și cu toate acestea este foarte simplu. Uite ce trebuie să pricep, Lulu. Fiindcă ai apucat odată să faci pasul ăsta, trebuie să continui să-ți păstrezi noul tău rang în societate. Trebuie să te măriți din nou. Din nou? Cu cine? Nu cu oricine. Dacă lași pe domnul Popescu, trebuie să iei de bărbat pe unul din noi. Da, și eu ce să... Lasă, dumneata, rămâi fratele nostru. Da, e bine. Bine, cum hotărăți dumneavoastră, numai să... Cu ce o să mă întrețineți? Cu ce? Cu numele nostru, cu celebritatea noastră. Poate să sprească mai bine gloria decât averea. No. Fie și ca voi. Uite că primesc. Hai să văd care din voi o să mă câștige. Ia veniți. Lulu, stai acolo, că avem o treabă. Da, acum. Păi, domnilor, vorbim serios. Foarte serios. Lulu, vei fi nevasta celui care va ieși la sorți. Iată-mă pusă și la loterie. Jură pe boemă și pe revelion. Jur. Dracului să fiu dacă o ieși eu. Filozofule, ce stai? Prepară 5 bilete. Hai să dăm din șam. De ce 5? Stați. Numai 4. Ba de ce 4? 5. 4, voi 4. Și cu domnul Popescu 5. Cum și cu domnul Popescu? El ce rost are? El a tras odată un bilet. Nu-i nimic, mai trage odată. Cum, tot la mine? Uite ce se întâmplă. Domnul Popescu e fratele nostru, da? Cum natul? Adriana are dreptate. Tu n-auzi că ne-a mărit familia de asta seară? Ce? Nu. Asta nu admit. Lulu, drag. Asta nu admit. Tu le-ai admis ca bărbat și nouă nu ne dai voie să-l admitem ca frate? Cum natul? Așa e, da. Aveți dreptate. Toți aveți dreptate. Asta Lulu o face numai din răutate. Ia nu te mai amesteca în vorbă, domnule. Nu vezi că nu te prinde? Hai, gata, da. Zădărânceanu a scris toată lumea? Da, poftim. Ia, spune-ne pălărie. Ia pălăria mea. Hai, sursu-mi corda. Adică, stai puțin, cum adică sursu? Adică, mai pe românește, nu știi de unde sare iepurele. Păi da, domnii deputați sunt rugați să poftească la vot. Haideți la urnă. Băi, deșuiți pe rând. Pe rând. Dragă Lulu, ridică mâna spre pălărie și inima spre Sfânta Vineri. Alea Iaptaist. Ia seama că în pălăria asta se plămădește fericirea noastră a tuturor. Hai să vedem ce o să ne aducă anul nou. Să fie într-un ceas bun. Așa. Gata. Ia. Am tras. Gata. Hai să vedem. Bun. Ce faci? Stai, dar de ce le rupe celelalte? Pentru că zeii și-au spus cuvântul. Cum? Lulu, citește numele prea fericitului. Nu se prinde. Hai zice, ce ai zis? Spune. Hai, tate. Popescu! Soțul oficial! Înțelegeți odată că nu se prinde? Dacă norocul a vrut cu mine, Lulu! La urma urmelor, ce sunt eu? Tablou? Să mă puneți la loterie? Lulu! Ascultă, Lulu! Ți-ai luat angajamentul să fii nevasta aceluia care a ieșit din pălărie? Acum, care ar fi fost avantajul dacă ieșeam eu bunoare? Sau eu, nu, păi, că eu am ieșit. Nu suntem cu toții cumnați.
Bien sûr, je vous pescu. Degeaba pe mine nu mă încântați cu migdalea mare. Hai, Lulu, fii rezonabilă și nu da cu piciorul fericirii. În definitiv, în ce constă fericirea lui? Fericirea domnilor stă totuși în bani. Fericirea stă în ochii fetelor frumoase. Fericirea este o continuă filozofie a vieții. Fericirea stă în artă, domnilor. Fericirea înseamnă, poate, și această boemă, acestor boemi nefericiți, domnule. Da, și pe mine unde mă lăsați? Mă dați ca premiu la prima loteria a anului și pa. Păi pentru ce ne-am zbătut și altă dată și acum, dacă nu pentru fericirea ta? Uite, de exemplu, eu, papii. M-am întrebat necontenit, sunt fericit, nu-s fericit, și un răspuns nu am găsit. Sunt fericit, nu-s fericit, ca un pribeag neîncetat, prin viață eu am colindat și n-am știut când am trăit și când am fost mai fericit. Dar dacă aș găsi eu pe domnișoara fericire, i-aș spune cum că sunt de ea îndrăgostit și aș picta-o s-o păstrez ca amintire, măcar în ran s-o am la infinit. Dacă aș găsi eu pe domnișoara fericire, aș implora-o să aibă grijă și de noi și cu o rază de speranță și iubire să ne dea visele furate înapoi. Dacă aș găsi eu pe domnișoara fericire, i-aș spune cum că sunt de ea îndrăgostit și aș picta-o s-o păstrez ca amintire, măcar în ramă s-o am la infinit. Dacă am găsi-o pe domnișoara fericire, am implora-o să aibă grijă și de noi și cu o rază de lumină și iubire să ne dea visele furate înapoi. Dragă Popescule, te felicit! Stai liniștit, nu duce nicio grijă, sora noastră mai mică nu o să treacă peste sfaturile fraților ei mai mari. Nu mai vezi ce facem cu odeile alea de la țară. Când vreți, fraților, eu sunt la dispoziția voastră. Dacă vezi, mă duc să le aranjez de mâine. Da, e să te duci singur. Singur, eu rămân singur la București. Nu crede, dragă, că exagerează. Eu o cunosc mai bine decât dumneata. Lasă, bre, omule, că ți-o aducem noi peste 2-3 zile acolo. Și dacă nu vrea să vină? E, Lulu! Hai, răspunde că vii cu noi. Lulu! Nu, lăsați-mă. Oh, uite-mă, am căzut în genunchi. Ai milă de viitorul meu. Nu-mi periclita singură. Nu-mi periclita capodoperile în perspectivă. De unde să ia eu, drag, alt nud ca model? Lulu, dragă, gândește-te puțin. O să fim iarăși împreună ca în vremurile bune. Și că fica nopții de ieri va deveni steaua noastră polară de mâine. Lulu, zi. Nu ne mai fierbezi. Bine fie! Stați un pic, ce? Cu o condiție, ba nu cu două. Spune-le o travă dulce. Da, mai întâi să nu mă mai ții închisă la țară. S-a sfârșit, ce-o jur. Menajerică este adevărat certul. Și a doua, ca să nu ne plictisim singuri, să vină și băieții cu noi la conac. Da, ce e o problemă? Sau mai bine zis, ocupațiile noastre nu o să ne permită să venim cu toții odată. Să facem cu schimbul. E bine și cu schimbul. Să vină pe rând. Și asta. Nu că ești un adevărat medici. Dragă, eu mă mut la țară. Ce mai vorbă? Gata. Popescule? Da, cu ce să... Sărutez nevasta. Dragă Jenică, am o poezie inedită. Îi zice romanță policromă, o nebunie, nu altceva. 8 strofe, 32 de versuri și 24 de repetiții. Te rog, stai să o asculți. Stai să o asculți. Adrian, nu avem timp, ne apucăm. Lasă-mă, dragă, lasă-mă, Popescule. Auzi. Nu-i cer nimic. Și totuși dacă ar vrea să-mi dea ce nu-i cer încă,
ar face dintr-un lac o Marmara și dintr-un melc un sfinx săpat în stâncă. Nu-i cer nimic, dar dacă ar fi să-i cer ce-aș vrea să am și ce-ar putea să-mi dea, aș picura într-o cupă cu eter orfină și aș cere apoi așa: dă-mi tot ce crezi că nu se poate da. Dă-mi calmul blond al soarelui polar, dă-mi primul crepuscul pe Golgota și primul armistițiu planetar. Dă-mi paradoxul frumuseții tale, dă-mi prorocirea viselor rebele, dă-mi resemnarea strofelor banale și controversa versurilor mele. Dă-mi ABC-ul al vieții subterane, dă-mi simfonia flautelor mute, dă-mi tălmăcirea buzelor profane și rebusul icoanelor tăcute. Dă-mi prețul primei victime a femeii, dă-mi simbolul opalului și agatei, dă-mi ritmul înveninat al Salomei și tusea în fa minor a traviatei. Dă-mi splinul călătorilor pe apă, dă-mi spectrul verde al zilelor de-apoi, dă-mi gravitatea morților spre groapă și comicul funebrului convoie. Acum eu. Dăm tot ce în prima clipă risipești și tot ce în clipa ultima aduni. Dăm fastul siluetelor regești și perspectiva casei de nebun. Vezi? Nu-i cer nimic. Și totuși, dacă ar vrea, dacă ar vrea să-mi dea... Ar face dintr-un lac o Marmara și dintr-un sfinx un melc săpat în stâng. Bravo! Bravo! Bravo, Popescule! Dă-mi voie să-ți o dedic ție în amintirea frății cu care ne-am legat în astă seară. Îți mulțumesc, ca să zic. Dar cum o să vă plătesc eu de atâta atenție din partea... Lasă, domnule, că mare lucru nu o să fie. Ascultă. Am proiectat o revistă literară, știi, ceva serios. Cu 2-3.000 de lei o punem pe picioare. Iar în fruntea primului număr vreau să apară această poezie dedicată ție. Crezi că se face? Păi dacă spun eu, vorba însă e când putem conta și pe concursul tău, Jenica. În ceea ce mă privește pe mine, eu sunt gata oricând. Stai să bag mâna haina și să scot portofelul. 3.000 zici și uite, 1, 2, 3, ți-o ofer cu plăcere, dragă. 3.000. Bravo, Jenica, așa te vreau. Se cunoaște că ai călcat cu piciorul drept în casa mea. Eu? Ce să-ți spun, Coane Jenică? V-am promis la amândoi portretele mărime naturale. E bine, vi le fac. O să aveți două bucăți de pinacoteca, nu altceva. Să-mi cumperi însă câțiva metri de pânză și o serie de culori blocks. Ne-am înțeles, îmi faci o notiță cu tot ce este. Sigur, da. Ia ascultă, nene Jenică. Ce ai zice de un interviu, în voința poporului asupra culturii raționale a unei plante oarecare? Un articol pe pagina întâi cu titlul pe trei coloane: interviu cu domnul Jenică Popescu, mare proprietar. Mulțumesc, ești prea drăguț, dar știți, eu nu țin deloc la reclamă. Ce-are fost? Reclama e una și cultura rațională e alta. Sigur, trebuie, monșer, să instruim poporul, să-l învățăm cum să-și cultive hrana în mod rațional. Și cum să mănânce rațional. Lăsați mai întâi să veniți la țară și pe urmă vom vedea noi ce rămâne de făcut rațional. Da, și până atunci noi ce bem în seara asta? Ce dorești tu, scumpa mea? Da, șampanie, ce să dorești? Păi să fie șampanie! Păi de unde să fie? Nu mai e șampanie? Cum să nu iese, dar s-a isprăvit. Nu uita că noi nu suntem mari proprietari și... Da bine, fraților, de ce nu mi-a spus până acum? Stai să-mi iau blana și căciula. Uite, ai și da, așa, dați-mi voie și în 1, 2, 3, 5 minute sunt înapoi. Ascultă, Jenică, vezi că ai să găsești chiar la Băcânia din Coț, la Margulis. Dar intri pe din dos că prin fața închisă. 5 minute numai și sunt al vostru. Extra sec, nu uita. La rigoare ea și de mică, mai extra ce-o făcură noi. Dragă, a plecat. Bravo, băiat. Lulu, da. Să-ți trăiască. Să știi de la mine că ăsta e sânge din sângele lui Mecena. Mecena protectorului Virgiliu. Cine e tipul? Cine? E un băiat tânăr, un confrate de-al lui Adrian. Aha, da. Lulu. Da. Uite, verigheta. Da. Țineți alianța și păstrează-ți bărbatul caragioasă. Mulțumește lui Dumnezeu că a dat norocul peste tine. Da, mai bine mulțumiți-mi voi mie că v-am scăpat de sărăcie. Lasă, nu exagera, Lulu, că sărăcia nu-i lucru dezonorant. Uite, Aristotel spunea într-un tratat sărăcie, cât de dragă-mi ești tu mie. Da, mie, măi, papi.
Sărăcie, sărăcie, mă gândesc mereu la mine. Cum să fac să-ți uit privirea, cum să fac să uit pe tine. Sărăcie, sărăcie, cu surâs de vrăjitoare, cu tăcute flori de gheață și cu vânt prin buzunare. Sărăcie, sărăcie, de ce zău te ții de mine? Lasă-mă să-mi văd de treabă, să-mi fie și mie bine. Ca un scai te agăți de mine, parcă te-aș fi luat de soață, parcă ți-aș fi pus inelul și ne-am fi legat pe viață. Pas cu pas, clipă de clipă, eu nu pot rămâne solo. Când bag mâna în buzunare, dau tot peste tine acolo. Când ajung pe ziua acasă și prin jur fac o chiroată, numai tu mi-apar înainte, numai tu în casa toată. Și în pat când mă culc seara, te strecori pe lângă mine, acum te-a schimbat odată și cum a scăpat de tine. Oh, sărăcie, sărăcie, cu surâs de vrăjitoare, cu tăcute flori de gheață și cu vânt prin buzunare. Sărăcie, sărăcie, mă gândesc mereu la mine. Cum să fac să-ți uit privirea, cum să fac să uit de tine. Hop! Ia-uzi! Asta e, băieți. Ah, și centura asta, lăsați-mă puțin. Lăsați-mă puțin să mă schimb și pe urmă să-mi explicați cum e cu Aristotel. E, ce ziceți de norocul lui Jenică Popescu? L-a bătut pe Schröder cu lotul cel mare. Vorba gândecului, fă-mă mamă cu noroc și mă arunc apoi. Nu, sau mai bine vorba poetului. Decât multă minte, știu că e mai bine să ai totdeauna un drag de noroc. Lasă, numai că de data asta tot mintea a lucrat mai mult ca norocul. Adică cum, ce vrei să spui? Că eu personal i-am mărit șansele de câștig de la 20 la 40%. Ai fost, dar nici nu m-am lăsat între jos. Le-am adăugat și pe ale mele 20, adică 60%. E, și cu ale mele 20 fac exact 80%. Ia mă, v-a să zic că și aici am fost pasnic. Că dumneata ești maniac, îți închipui că toată lumea te copiază. Parcă cine știe ce mare invenție să fi scris cu toții numele lui Popescu pe bilet. Ce stai din gură? Păi mă, ne aude Lulu și am pățit-o. Ia uite! Uite adevăratul an nou! Stai așa, nu te mișca cu sticlele brațe! Parcă e un portret de Velázquez! Să juri că suntem la Prado! Hai, ca și-a adus sticlele, știi? Portretele Popescule, oricât de magistral ar fi zugrăvite, tot mute rămân. Ceea ce aduci tu însă aici vorbește pe înțelesul tuturor și întrece în elocvență până și pe Disraeli. Deci nu un Disraeli. Grandios, mon cher, grandios și definitiv. Vai, dragă, dar ești o adevărată strofă de Baudelaire. Auziți, dar Lulu unde e? Ei, nu te speria că n-a plecat, e alături, e șleapă de centura. Da. Auzi, Popescule, intră dincolo, nu te jena de noi. Hai, ușor, ține ușa. Velázquez, Disraeli, Baudelaire. Mari lichele sunteți boemile. Iar dumneata, Popescule. Popescule. Ești pur și simplu un tupitoc. Și visul ce e, eu sunt doar Popescu, dar scris cu doi pe. Femeie cu suflet de boem, pătrunzi în visul nostru de-astădată și dă-ne tot seninul de-altădată. Femeie cu suflet de boem, femeie cu suflet de boem, ascultă doar de albe madrigale, de zâmbetul și lacrimile tale,
femeie cu suflet de boem. Dacă aș găsi eu pe domnișoara fericirei, aș spune cum că sunt de ea îndrăgostit. Și aș picta-o s-o păstrez ca amintire, măcar în ramă s-o am la infinit. Dacă am găsi-o pe domnișoara fericire, am implora-o să aibă grijă și de noi. Și cu o rază de lumină și iubire, să ne dea visele furate înapoi. Viva poema! Poemii! Viva! Să fim aceiași mereu! Viva poema! Poemii! Viva! Și focul sacru să ardă și el, aprins de un nou Prometeu. Hey! Viva poema! Viva, într-o padur visător. Viva poema, viva, să avem, să fie doar bucurie, aleasă în mine sfertor. Viva, viva poema. Ați ascultat comedia muzicală Boemii de Ovidiu Dumitru, după piesa Lulu Popescu de Ion Minulescu. Muzică originală de Alexandru Avramovici. Distribuția a fost următoarea: Lulu, Emilia Popescu; Adrian, Ștefan Bănică Junior; Papino, Mihai Mălai Mare; Popescu, Alexandru Bindea; Ornescu, Mihai Răducu; Zădărnicianu, George Ivașcu; redactor, Marina Spalas; asistența tehnică, Coca Dumitrescu, Paula Radu și Laura Mureșan; regia de studio, Janina Dicu; regia tehnică, inginer Luiza Mateescu; înregistrări muzicale, Elvira Iancu; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia artistică, Ion Vova.